Matei 5 cu 5, Domnul Iisus pe predica de pe munte spune în felul următor: feriți de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Un ecou puternic din Psalmul 37, psalmul care s-a citit în această dimineață, unde avem fraze similare și probabil de unde Domnul Iisus s-a inspirat atunci când a rostit acele cuvinte binecunoscute. De exemplu, versetul 29: cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Dar trebuie să recunoaștem că fie că citim Psalmul 37 sau fie chiar că citim în Matei 5 cuvintele Domnului Iisus Hristos, de multe ori avem dubii despre această promisiune care cuvântul lui Dumnezeu o face față de cei neprihăniți. Și anume faptul că cel drept, cel neprihănit, până la urmă va fi cel care va moșteni bunătate, binecuvântare, bucurie. Trebuie să recunoaștem că de multe ori punem la îndoială aceste realități care sunt promise de cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori avem dubii despre promisiunile care Dumnezeu le face în mod explicit față de cel neprihănit. Și probabil de aceea nu trăim ca și niște oameni neprihăniți. Pentru că avem îndoieli atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne promite că cel neprihănit va moșteni țara, că cel neprihănit va moșteni pământul, că cel neprihănit va fi binecuvântat de Dumnezeu. Apar tot felul de obiecții care încearcă să dărâme pacea și liniștea celui credincios. Și Psalmul 37 răspunde în mod explicit la multe dintre aceste obiecții. Psalmul 37 este apelul lui David către sfârșitul vieții lui, în care David ne învață: oameni buni, am ajuns la sfârșitul vieții mele și am văzut că cel neprihănit într-adevăr este cel care dăinuie. Că cel neprihănit într-adevăr este cel care este binecuvântat de Domnul. Că a trăi ca și un om neprihănit până la urmă este profitabil. Că a încerca ca să trăiești ca și cei răi nu este o variantă pentru cel care este credincios. Și psalmul este cumva împărțit între obiecții și răspunsuri. David atrage atenția la anumite obiecții, câteodată în mod direct, de alte ori doar prin aluzie, și vine și răspunde la aceste obiecții. În primul rând, prima obiecție care auzim și care o simțim tot timpul este: celor răi le merge bine. Domnul spune că cei neprihăniți până la urmă sunt cei binecuvântați, dar ne uităm în jurul nostru și celor răi le merge bine. Și așa și este. Celor răi de multe ori le merge foarte bine, sau cel puțin așa pare că le merge foarte bine. Nu este întotdeauna așa. De exemplu, dacă vă uitați la rata de sinucidere, rata de sinucidere crește odată cu rata venitului unui om. Oamenii cei mai bogați sunt și oamenii care își pun capăt zilelor cel mai mult. Celor răi le merge bine, sau cel puțin pare că le merge bine. Ochii nemulțumirii, de fapt, suferă de miopie. Suferă de această problemă în care lucrurile din depărtare sunt în ceață, pe când cei care privesc prin credință înțeleg care este sfârșitul lucrurilor. Înțeleg faptul că atunci când privim în jurul nostru și ne uităm la cei răi și înțeleg faptul că cei răi aparent le merge bine, dar în distanță, în viitor, în perspectivă, știm prin credință că sfârșitul nu este bun. De aceea psalmistul spune: nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca și iarba. Da, celor răi le merge bine pentru o vreme, dar sfârșitul lor este nimicirea. Și dacă ai un pic de perspectivă, precum are David, și privești la sfârșitul vieții lor, vei vedea că până la urmă celor răi nu le merge chiar așa de bine. Al doilea rând, este obiecția care spune că celor buni le merge rău. Parcă n-ar fi suficient să vezi că celor care nu merită le merge foarte bine, în mod invers celor care sunt buni
sau care am descrie noi ca și fiind buni, le merge rău și parcă de ce sunt mai buni, de aceea le merge și mai rău. S-a avut tot sentimentul acela. Dar am fost foarte bun, Doamne! Cum încă o nenorocire? De când m-am pocăit mai mult, de atunci am mai multe încercări. Și așa este, sau așa pare de multe ori. Atunci când suntem cuprinși în bezna nopții adânci, este greu să ne închipuim strălucirea soarelui. Atunci când încercările ne înconjoară în ceața lor, este greu să ne închipuim frumusețea razelor soarelui. Dar psalmistul vine și ne încurajează într-un mod așa de minunat și spune în felul următor: El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la miază. Altfel spus, la fel de sigur cum este faptul că întunericul se risipește când razele de soare îl pătrund, la fel de sigur poți fi și tu că până la urmă aceste încercări, acest întuneric va da loc și razele soarelui divin vor pătrunde în viața ta și vei fi luminat precum soarele la miază mare. Starea aceasta este temporară. Este sigur, zice psalmistul, că nedreptățirea celor buni este temporară. Dacă pentru o vreme suntem întunecați de întunericul acesta, încercării, a durerii, dacă pentru o vreme nu putem să înțelegem de ce lucrurile merg prost, când suntem buni sau când încercăm să fim buni, trebuie să fim siguri că până la urmă lumina lui Dumnezeu ne va lumina și ne va scoate din această stare. Și psalmistul spune, așa că credinciosule, încrede-te în Domnul și fă binele. Chiar dacă îți merge rău, chiar dacă îți merge mai rău decât celor care sunt răi, încredințează-ți soarta în mâna Domnului. De fapt, asta este problema. În momentul în care faci bine și îți merge prost, vrei ca să-ți iei înapoi soarta în mâna ta. Ai ascultat de Domnul, ai făcut ce a trebuit să faci, ai acționat cum ar trebui să acționezi și lucrurile nu merg cum ai vrut tu și atunci vrei să preiei tu din nou controlul și să spui, Doamne, am încercat varianta ta. Și uite unde m-a dus varianta ta, la mai multă suferință, la mai multă încercare, la mai mult necaz. Vreau să preiau eu din nou controlul asupra vieții mele și să încerc varianta mea. 3. Nu doar că celor răi le merge bine și celor buni le merge rău, dar cei răi complotează împotriva celor neprihăniți. Cei răi vor în mod constant să abuzeze, să ia avantaj deasupra celor neprihăniți. Cel rău, spune psalmistul, face planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Și deși noi ne simțim extrem de amenințați de această realitate și este o realitate, cei răi, cei fără scrupule, cei fără etică, fără moralitate, fără un simț al dreptății, caută să facă planuri împotriva celui neprihănit, împotriva celui sărman, împotriva celui sărac, împotriva celui care caută să facă dreptate. Politicienii noștri, de exemplu, să nu crezi că majoritatea dintre ei stau acolo și se gândesc cum să fac eu dreptate celui drept sau cum să fac eu dreptate celui mic. Cei fac planuri ca să calce în picioare pe cei mici și pe cei care vor să fie corecți, ca cei care sunt răi și cei care sunt ca și ei să profite. Și lucrul acesta se întâmplă în mod constant la toate nivelele. Când omul vede că tu ești drept și că ești corect și el nu este, întotdeauna va încerca să folosească asta spre avantajul lui. Și va folosi spre avantajul lui. Dar Domnul nu este amenințat și Domnul nu este speriat de lucrul acesta precum noi suntem speriați. Și suntem speriați până acolo încât din nou frica că promisiunea lui Dumnezeu nu va sta în picioare, frica că planurile și complotul celor răi
ne va dărâma este așa de puternică încât lăsăm promisiunea lui Dumnezeu la o parte și luăm aceleași arme. Vrem să luptăm împotriva focului cu foc. Ei mă fură? Am să-i fur și eu. Ei mă mint? Am să-i mint și eu. Ei complotează? Am să complotez și eu. Suntem așa de speriați de această realitate că cei răi acționează și plănuiesc împotriva noastră, încât acționăm și noi precum acționează ei. În schimb, psalmistul spune că Dumnezeu are total altă perspectivă. Domnul râde de cel rău. Domnul râde de cel rău pentru că El știe soarta lor, pentru că El vede că îi vine și lui ziua. Vine o zi de judecată, vine o zi în care cel rău va trebui să răspundă pentru ceea ce a făcut. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și pe cel sărac, ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și le sfărâmă arcurile. Altfel spus, complotul lor și planurile lor mărșave, până la urmă, îi distrug pe ei însuși. Așa este, așa este la orice nivel, de la nivel de societate până la nivel individual, de la nivel de politică până la nivel de familie. Când nu acționezi corect, sap la temeliile ceea ce te ține și pe tine în picioare. Când tu crezi că ești mai presus decât lege, și ca și politician sau ca și domnitor sau ca și împărat și te apuci și furi, până la urmă dai tonul și toți cei de sub tine încep și fură și ei. Și dacă și ei fură, tu nu mai ai de unde să furi. Nu? Logic. Dacă tu omori, riști să fii omorât. Dacă tu ești nedrept, riști să fii nedreptățit. Până la urmă, caz în capcana în care tu o pui pentru alții. Până la urmă vine acea zi care Dumnezeu o vede și o știe pentru că El a rânduit-o. Și cel rău va trebui să răspundă pentru răutatea lui. 4. Nu numai că celor răi le merge bine, nu numai că ei complotează împotriva celor buni, dar cei neprihăniți au resurse puține ca să răspundă și să protejeze de aceste nenorociri. Altfel spus, celor buni de obicei sunt oameni care sunt săraci. Nu au potențial financiar, nu au putere, nu au mijloace prin care să se apere. Și așa este. Așa este și așa va fi întotdeauna. În comparație cu cei răi, în comparație cu cei fără scrupule, în comparație cu cei care nu au niciun dubiu despre a face rău, despre a minți, despre a complota, cei neprihăniți vor deține resurse puține în comparație cu resursele care le au cei din lumea aceasta. Cei neprihăniți întotdeauna vor avea puțin în comparație cu ei. Oricât de bogat ai fi, când ești neprihănit, n-ai cum să fii așa de bogat ca și cei care nu sunt neprihăniți. Este imposibil, comparativ vorbind. Dar resursele celor neprihăniți nu se limitează la potențialul lor propriu. Resursele celor neprihăniți se bazează pe Dumnezeu și nu pe resursele proprii. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi. Mai mult în două sensuri. Mai mult în sensul că cel neprihănit se bucură mai mult de puținul care îl are și mai mult în sensul că Dumnezeu face mult cu puținul tău. Dumnezeu, dintr-o franzelă de pâine și ceva peștișori, hrănește mii de oameni. Dumnezeu ia puținul tău care nu-ți ajunge nici ție și îl înmulțește în așa fel încât să fie o resursă pentru planurile sale. Probabil că de aceea ne dă puțin ca să se vadă cât de măreț este El și nu cât de bogați suntem noi. Probabil de aceea nu avem așa de multă putere ca să se vadă cât de puternic este brațul Lui și nu cât de puternici suntem noi. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniți. Nu priviți
la resursele noastre minuscule și sunt minuscule. 20 de oameni într-un parter de bloc. Ce putem noi face pentru cauza slavei lui Dumnezeu în țara aceasta? Priviți la Cel care promite că va sprijini pe cei neprihăniți. Priviți la Cel care are resurse nelimitate. Poate El, Dumnezeu, să fie amenințat de resursele celor răi, de banii lor, de instituțiile lor, de clădirile lor, de armatele lor? Nicicum. El stă și râde în fața celor răi pentru că resursele Lui sunt nelimitate. El râde de nebunul care crede că are așa de mult încât îl poate cumpăra pe Dumnezeu. 5. Da, frate, așa este. Dar cum va fi când vine încercarea? Cum va fi când vine nenorocirea? Cum va fi când vine boala? Când va fi când vine criza? Și vin. Încercările acestea vin. Nu dacă va veni, când vor veni. Cum va fi atunci? Cei răi au resurse, au rezerve, au belșug. Dar cum este cu cel neprihănit? Priviți ce spune psalmul. Psalmistul spune în felul următor. Ei, adică cei neprihăniți, nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Frații lui Iosif l-au vândut pe Iosif pentru profit. Prima dată au vrut să scape de el, dar un rabin zicea, doar un evreu ar fi putut să facă ce a făcut frații lui Iosif. Prima dată l-au urât și au vrut să scape de el și l-au țipat într-o fântână și după aia s-au certat între ei pentru că au zis, băi, nu-i normal să nu facem un ban din asta. Și l-au scos de acolo și l-au vândut ca să profite din răutatea lor. Nu-i destul numai să fie rău, trebuie să faci și bani din asta. Și ce se întâmplă cu frații lui Iosif când vine foametea? Cine cerșește până la urmă? Iosif sau frații lui? Mare afaceriș, frații lui Iosif sau sărmanul de Iosif? Frații lui. Pentru că Dumnezeu poartă de grijă pentru neprihăniții lui. Și când vine încercarea și când vine foametea, când vine criza financiară sau orice criză ar fi ea, este Dumnezeu care poartă de grijă pentru neprihăniții lui și sunt cei mari și tari și plini de resurse care sunt doborâți la pământ până acolo că nu au o pâine să pună pe masă. Istoria dovedește lucrul acesta. Și Dumnezeu ne promite lucrul acesta. Cu tot efortul lor mărșav, cu toată excrocăria lor, cu toate compromisurile care le fac, spune psalmistul, cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi. Deci cam descrie neamul românesc. La noi împrumuturile fără a le replăti un fel de sport național. Deci eu am rămas șocat când am început ca să fiu reimplicat în țară. Și am rămas șocat la picajele în lanț care se întâmplă din faptul că oamenii pur și simplu iau și nu dau. Nu șocat de lume, șocat de pocăiți. De cei care pretind că sunt neprihăniți. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi. Nici nu intenționează să dea. Nici nu are de gând. Dar cel neprihănit este milos și dă. În România noi la asta am zice prost. Bă, stai prost de bun. O tot dat împrumut și nu-i dă nimeni înapoi și el tot dă. Sau nu are săracul și când merge un sărman la el și îi cere de mâncare, îi dă. Din puținul care, bă, stai să fie prost. Nu știe să dea o țeapă. Nici nu știam ce aia țeapă când am venit în România. Nu știam ce aia țeapă. Trebuie să fiu educat, bă, să nu cumva să iei o țeapă. Eu credeam că să nu mă duc undeva pe șantier și să-mi intre ceva în... Frate, vezi să nu iei o țeapă. Ăla-i țepar. Ce-i aia? Cel neprihănit este milos și dă. Nu se uită la meritul omului,
Nu se uită la cât are, el dă. Și când vine nenorocirea, ironia este că cel rău este doborât. Cel care a luat cu împrumutul de la cei săraci și nu dă înapoi, cel care a făcut excrocării, cel care și-a strâns în hambare plin de rezerve, este el care este doborât, iar cel neprihănit rămâne în picioare. Asta nu e numai principiu spiritual, apropo. Biblia întotdeauna are aspecte pragmatice. Astea sunt principii de business. Astea sunt principii de viață. Dumnezeu ne spune foarte clar. Vrei să faci un business de succes? Vrei ca să-ți faci managementul în casa banilor de succes? Fii așa. Nu lua bani împrumut care nu-i poți da înapoi. Dacă ai luat împrumut, dă-i înapoi. Dacă îți cere cineva milostenie, dă-i, pentru că Dumnezeu îți va răsplăti. Și când vine greutatea și ai fost corect, vei rămâne în picioare. Când vine nenorocirea, cel rău este doborât. Iar cel neprihănit, care este milos și dă, rămâne în picioare prin mila lui Dumnezeu. 6. Bine, frate, dar nu e așa că cad și cei neprihăniți? Nu e așa că sunt doborâți și cei corecți? Nu e așa când vin problemele astea mari în viața omului, chiar dacă ai fost corect, ești doborât până la urmă? Cu siguranță că da. Cu siguranță că există cazuri în care chiar dacă ai fost corect, chiar dacă ai fost bun, chiar dacă ai fost neprihănit, ești dărâmat și tu la pământ de încercare, ești dărâmat și tu la pământ de greutăți, dar nu în mod ultim și nu de tot. Psalmistul spune, dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Citesc minunat despre perseverența sfinților. Cade! Constant! David a căzut mai mult decât noi, probabil, imaginez. Cel puțin el se descrie ca și fiind un păcătos fantastic. A căzut în imoralități la care noi poate nici nu ne putem închipui. Deci asta ar trebui să ne dea de gândit. Faptul că nu-ți poți închipui acum că ai putea fi un ucigaș. Ce crezi că David și-a închipuit? Că ar putea fi un ucigaș? Crezi că din start s-a gândit și a zis, ok, încep cu păcatul curviei, care s-ar putea să duce la ucidere. Nu-i problemă, sunt pregătit să ucid dacă trebuie pentru curvia mea. Nici vorbă. Pavel a zis, ce problemă e? Pavel, David a zis, ce problemă mare e? Mă distrez și eu un pic. S-a distrat un pic și a trebuit ca să rezolve problema, pentru că dacă nu îi crea probleme mai mari și a aflat că este în stare de a fi un ucigaș. Și el, care a căzut de foarte multe ori, vine și spune că cel neprihănit, da, cade. Dar nu în mod ultim. Pentru că dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot. Căci Domnul îl apucă de mână. Vom avea încercare? Cu siguranță că da. Vom avea nenorocire? Cu siguranță că da. Vom avea suferință? Cu siguranță că da. Vom fi uneori doborâți de acea încercare sau de acea suferință sau de acea nenorocire? Cu siguranță că da. Dar nu vom fi doborâți de tot. Nu vom fi nimiciți. Pentru că Domnul este Cel care ne întinde mâna. Nu pentru că noi suntem puternici, nu pentru că noi suntem mai buni, nu pentru că noi suntem mai șmecheri, nu pentru că noi suntem mai inteligenți, ci pentru că Domnul ne întinde mâna în ziua necazului. Altă obiecție este, bine, dar și noi ne place să jucăm la loterie. Ne place ideea de șansă. Ideea că știi, dacă n-a lucrat pentru toți, totuși s-ar putea să lucreze pentru noi. Putem să fim noi acela unul dintr-o mie. O altă obiecție este, bine, dar de multe ori, frate Mihai, cei răi nu au parte de aceleași încercări. Sau dacă au parte, de multe ori nu-s biruiți de ele, nu-s biruiți de nenorocire. De multe ori trag lozul câștigător.
și trăiesc o viață împlinită, fără încercări, fără a fi dărâmați, fără a da faliment, fără a ajunge în pușcărie, fără a... De multe ori nu se întâmplă nimic rău. Și dacă se întâmplă, nu sunt doborâți de acele încercări. Și ne gândim că poate am putea fi și noi unul cu lozul câștigător. Să mergem la loteria celor răi decât la siguranța lui Dumnezeu. Să încercăm variantele satanei că poate până la urmă nu va veni nota de plată decât să mergem la sigur și să ascultăm de Dumnezeu. Ce perspectivă limitată avem. Ar fi destul să avem perspectiva unui om bătrân. Este foarte bine să petrecem timpul cu bătrâni. Pentru că ei au o altă perspectivă decât avem noi, cei mai tineri. Pentru David, care scrie acest psalm ca și un om bătrân spre finalul vieții, este suficientă perspectivă ca să vadă că până la urmă loteria aceasta nu merită. David spune, am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, adică era bogat, era în creștere, îi mergea bine. Probabil că te-ai gândit, măi, asta nu se dărâmă în veci. Și David la sfârșitul vieții lui spune, dar când am trecut a doua oară, când am mai așteptat un pic, când am așteptat până am ajuns acolo mai la finalul vieții, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. Nu numai că nu era verde, nu numai că nu era plin de fruct, nu numai că nu era puternic, nu mai era, a fost ras de pe fața pământului. L-am căutat. Deci și David avea dubii. Poate a crescut așa de puternic că a trebuit să se mute altundeva, pe un ogor mai mare. Poate și-a deschis livadă copacul ăsta. Fabrică, cine știe ce. L-am căutat! Dar nu l-am mai putut găsi. De ce? Pentru că a fost nimicit. Perspectiva unui om în vârstă. O viață este destul să vezi că promisiunile lui Dumnezeu nu eșuează. O viață este destul să vezi că până la urmă, în final, celor răi, în mod ultim, nu le merge bine. Dar Dumnezeu nu ne vorbește din perspectiva unei vieți. Din perspectiva la 70 sau 80 sau 100 de ani. Dumnezeu ne vorbește dintr-o perspectivă și o înțelepciune veșnică. Dar cei răzvrătiți, spune psalmistul, sunt nimiciți cu toți. Sămânța celor răi este prăpădită. Adică nu va mai exista nici urmă de ei și așa va fi. În ziua judecății, tot ce este rău va fi nimicit. Nu va mai fi urmă pe noul pământ. În noua creație nu va mai fi urmă de ce este rău. Dar, zice psalmistul, scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Decizia este a noastră până la urmă. Vrei să iei loz la loteria satanei? Și să vezi dacă tu ai putea ca să fii câștigător în ciuda faptului că istoria chiar a vieții noastre ne dovedește că cei răi până la urmă o duc rău în final? Sau vrei să mergi la sigur și să te încrezi în ceea ce zice Dumnezeu? Și anume că scăparea celui neprihănit vine de la Domnul, vine prin credința în Dumnezeu, pentru că El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Vine un necaz. Vine o zi de judecată de care niciunul dintre noi nu poate fugi. Dacă ai fugit de ANAF, de tribunal, de vrășmaș, de boală, până la un timp poți fugi și de moarte. Vine o zi și un necaz numită judecata lui Dumnezeu de care nimeni nu poate scăpa. Și vei avea nevoie de un ocrotitor. Și nu există alt ocrotitor decât Domnul nostru Iisus Hristos.
poți merge la sigur, poți să te încrezi în Dumnezeu sau poți să-ți încerci șansele cu Satana, care spune Biblia că este tatăl minciunii. Dacă ne încredem în Dumnezeu, dacă îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, ar trebui să fie consecințe. Ar trebui să fim neprihăniți. Ar trebui să fie efecte ale acestei credințe. Dacă avem o asemenea credință, dacă suntem convinși că promisiunile lui Dumnezeu față de cei neprihăniți se împlinesc, atunci în viața noastră, ne spune psalmistul, că trebuie să regăsească ca și consecință acestei credințe anumite lucruri. Nu poți fi ai Domnului și să trăiești ca și dracu. Deci nu merge. Nu poți să pretinzi că ești copilul lui Dumnezeu, dar să trăiești ca și copilul Satanei. Există momente în viață, există perioade în care chiar copiii lui Dumnezeu trăiesc cum n-ar trebui să trăiască. Fiul risipitor este o pildă minunată, da? Tatăl său și-a zis, tată, dă-mi averea și lasă-mă în pace. S-a dus și a trăit. Și când a venit greutatea, că de obicei așa se întâmplă, când a venit greutatea și a început să mănânce mâncare de la porci. De ce imaginea asta? Păi, imaginați-vă pentru un evreu, pentru care porcul este un animal necurat, să ajungă să mănânce împreună cu ei. Și când l-a dus Dumnezeu pe fiul risipitor până acolo și i-a venit mintea în cap, s-a pocăit. S-a pocăit cu adevărat. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, dacă suntem neprihăniții Domnului, viața noastră trebuie să reflecte lucrul acesta. Și psalmistul ne dă câteva, le enumer foarte repede pentru că nu vreau ca să vă obosesc, câteva realități care ar trebui să fie prezente în viața noastră. Și dacă nu sunt prezente, înseamnă că nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Cochetăm încă cu promisiunile Satanei. În primul rând, psalmistul spune că n-ar trebui să ne mâniem sau să ne îngrijorăm sau să ne frământăm despre viața aceasta și despre cei răi și faptul că lor le merge bine și faptul că ei complotează împotriva noastră. Credinciosul adevărat care și-a pus soarta în mâna Domnului este caracterizat de pace și liniște. El știe că orice necaz ar veni, Dumnezeu este ocrotitorul lui. Și oricât de mult ar suferi pentru un timp în viața aceasta, în mod ultim, binecuvântarea și moștenirea veșnică prin Iisus Hristos este a lui. Sigură! El nu se mânie pe cei care îl nedreptățesc. El nu este îngrijorat. Foarte, foarte greu să fii nedreptățit, să fure, de exemplu, și să nu te mânii pe cel care te-a furat. Foarte, foarte greu. Vă spun și din experiență personală. Este foarte, foarte greu, pentru că, într-adevăr, cum zice Scriptura, mai întâi vine ce-i firesc. Dar cel neprihănit, zice psalmistul, nu se mânie pe cel rău. Sună similar cu învățătura din Noul Testament, da? Primești o palmă, întoarce celălalt obraz. Cum? Cum poți să faci asta? Nu? Pentru că te încrezi în promisiunea lui Dumnezeu și pentru că îl crezi pe El pe cuvânt. În schimb, cel neprihănit trebuie să încreadă în Domnul și să facă binele. Chiar când îi se face rău. Chiar când îi se pare că metodele divine, că a fi neprihănit nu este profitabil. El trebuie ca să se încreadă în Domnul și să facă binele chiar dacă îi se pare că este dăunător lui. Pe frate, dacă îmi dă una cu dreapta și întorc spre stânga și îmi dă încă una, mă pune la pământ. Nu, frate Cristi? La sală n-ai putea să înveți așa ceva, știi? Dacă îți dă una din dreapta, tu întoarce. Nu. Iei un pas înapoi și ripostează. Sau ceva de genul, bănuiesc.
De un timp mă tot duc la antrenament cu Casey la karate și mă uit ce fac acolo, mă învăț și eu un pic. Dar dacă Domnul spune, întoarce cealaltă parte să-ți mai dea una, credința dictează că întorci și dacă te pune la pământ, te pune la pământ. Și Domnul va întinde mâna. 3. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Și de ce n-avem tot ceea ce ne dorește inima? Că nu dorim pe Domnul. Dacă Domnul ne este desfătarea, El ne va da tot ceea ce-ți dorește inima. Simplu, nu? Păi zic, da, asta e, ne-a păcălit Domnul. Ne-a păcălit, numai că nu vrei să citești tot versetul. Tu citești, El ne va da tot ce-ți dorește inima. O, ce listă de Crăciun. Știi, noi râdem de copiii care, cel puțin în state, să fac, crește aici, scriau scrisori spre Moș Nicolae sau spre Santa Claus. Am fost un copil cu minte și uită lista mea de cadouri care mi-o doresc. Da? Și părinții luau scrisoarea și nu era destul că bietul copil avea discuții cu fenomene închipuite. Mai trebuie să și mințească părinții, știi? Iau scrisoarea, o ducem la poștă, o trimitem la Polul Nord și așa învață copiii să mințească, apropo, cu Sfântul Nicolae și Moș Nicolae și nu știu ce. Deci nu, să înțelegeți, așa învață de acolo. Și iau scrisoarea și o duc la poștă și clar că nu duc nicăieri, o deschid și citesc și până la urmă zic, măi, lungă listă, dar uite, o bicicletă ne permitem și cumpără la copil, da? Problema este că versetul spune Domnul să-ți fie desfătarea, adică în El să-ți găsești plăcerea, nu în lucrurile acestei lumi. Și odată ce ți-ai găsit plăcerea în El, vei vedea că toată acea listă lungă, că lista adulților este mult mai lungă, cineva zicea că oamenii nu se maturizează vreodată, jucăriile devin doar mai scumpe. Știi, omul nu mai vrea, fetița nu mai vrea casă pentru păpuși, vrea casă. Da? Băiatul nu mai vrea mașinuță, vrea mașină, BMW, seria 7, nu știu ce e la modă, da? Deci până la urmă oamenii nu se maturizează, doar că prețul jucăriei crește. Dar când Domnul este desfătarea noastră, inima noastră va fi împlinită pentru că El ne-a dat tot ceea ce este nevoie ca inima noastră să fie împlinită. S-a dat pe Sine și se dăruiește pe Sine pentru noi în viața noastră. 4. Trebuie să ne încredințăm soarta în mâna Lui. Ce înseamnă asta? Să avem credință că El ne conduce viața. În providența Lui, El duce lucrurile ca să lucreze spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și ce este mai bine decât să ne păstreze în credință, decât să ne prelucreze ca să fim mai mult ca și Fiul Său? Ca să ne prelucreze este nevoie câteodată de suferință. Nu? Când sculptorul prelucrează o bucată de piatră, deseori este nevoie de o daltă, de un ciocan. Când ajunge în faza finală și este deja prelucrată mult timp, multe ore investite, vine numai cu șmirgălul așa câte un pic pentru detalii. Dar la început vine cu dalta și o creapă în bucăți și dă pe ea. Când vezi cum lucrează un sculptor dintr-o bucată mare de marmură, zici că vrea să o distrugă. Și spre final, când e un bust sau un portret frumos, vine numai și detaliile le atinge. Pentru că nu mai are ce repara la ea, nu mai are ce modela, este aproape desăvârșită. Poate de aia simțim dalta Domnului, că încă suntem niște bucăți de marmură, de piatră. Și avem nevoie să spargă noi. Înseamnă că nu recurgem la metodele satanei când ni se pare nouă că ar fi mai profitabil, ci ne încredem soarta în mâna Lui. Înseamnă că facem ce este corect, chiar dacă ni se pare riscant. Înseamnă că nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, ci o lăsăm în mâna Domnului, pentru că El a promis că se îngrijorează pentru noi. 5. Trebuie să avem răbdare și să venim cu umilință înaintea Domnului. Psalmistul spune, taci. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Este greu să tăcem înaintea Domnului. Noi vrem să-L convingem pe Dumnezeu de ce varianta noastră este bună.
De ce calea noastră este bună, de ce planul nostru este bun. Nu poți auzi glasul lui Dumnezeu dacă nu taci. Atât îi tot spui lui, Doamne, uite ce cred eu că ar fi bine pentru viața mea. Taci! Și nădăjduiește că El știe mai bine ce e bine pentru viața ta. Taci și ascultă glasul Lui. Taci înaintea Domnului. Stai în smerenie înaintea Lui și nădăjduiește în El. Cei răi trag sabia și își încoardă arcul. Cei răi se duc la acțiune, la luptă. Dar cei neprihăniți tac și nădăjduiesc în El. Cei neprihăniți așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. 6. Trebuie să fim întotdeauna miloși și plini de compasiune. Dacă suntem oameni caracterizați de credință, dacă suntem neprihăniții Domnului, trebuie să fim întotdeauna miloși și plini de compasiune. David spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașul lui, urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el întotdeauna este milos. Pavel spune la un moment dat, ați dat peste puterile voastre pentru lucrarea Domnului. Nu este o opțiune, ci este o consecință a credinței în Dumnezeu. Când dai păstă puterile tale, este dovadă că te bazezi nu pe puterile tale, ci pe puterile lui Dumnezeu. De-aia dărnicia este un exercițiu spiritual, este o disciplină spirituală. Nu este vorba de un legalism. Este vorba de o credință vie că dacă dau, Dumnezeu îmi poartă de grijă. Aia e diferit decât ideea, știi, dau că o să primesc. Doamne, am dat, uite, 1.000 de lei, 10.000 să-mi vină în cont. Nu așa lucrează. Generozitatea este o calitate care îl marchează pe credincios. Pentru că, pe de o parte, credinciosul nu este lipit, sentimental, de valorile materiale. Nu-l doare când bagă mâna în buzunar să dea la un sărac. Nu-l doare! Știm toți că sunt momente când doare să dai, nu? Când am mers la nunț, tot e fain și frumos până când e faza cu plicurile. Și am mers la nunț, așa ca și o paranteză. Există un moment, înainte ca să dea sarmalele, de obicei exact după ce se dă tortul și înainte să vină sarmalele, ceva de genul, în care lumea jie plicurile și după aia încep așa niște, un sursur așa blând și să discute despre cât să pună în plic și întotdeauna am observat, există momentul în care încearcă să se justifică de ce ar trebui mai puțin. Păi a fost friptură, măi. Aia, păi ai văzut tortul ăla? Păi numai ăla de sus a fost adevărat, că restul a fost polistiren. Păi 9 milioane pentru un tort din ăla fals. Hai că și 7 milioane e ok. Nu? Și nu ești chiar dator, că el a fost la mine, dar... Au fost 3 și au pus 9 milioane, eu sunt numai 1. Știți discuțiile, da? Cam așa e, tot timpul e momentul ăla. De ce între tort și sarmale? De ce? Pentru că doare să dai. Doare. Și până la urmă, cei care pun cantitatea integrală cu care a venit de acasă, justificarea la care ajung nu este, mă, ce bucurie e să dai și să-i ajuți pe bieții oameni, ci, ei, las că o să vină și ei la pruncii mei, da? E principiul de a primi reciproc, nu-i principiul de dărnicie. Păi credincios nu-l doare ca să dea, pentru că nu-i lipit de ceea ce are. Și pentru că știe că oricât ar da în scopuri caritabile, nu rămâne fără mâncare, nu rămâne fără haine de îmbrăcat, pentru că Dumnezeu îi poartă de grijă. 7. Trebuie să fim niște oameni care vorbesc adevărul, care proclamă adevărul. Asta înseamnă să spunem ceea ce este adevărat și asta înseamnă să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Ce înseamnă asta? Da? Când se întâlnesc mai mulți oameni și discută anumite chestii și toți zic,
Măi, acum știi... Da, e bine să fii corect, da, de când în când sau așa. Tu ești ăla ciudat care zice, nu oameni buni. E bine să fii corect tot timpul. E normal să fii corect tot timpul. Tu ești ăla de care, la un moment dat, când ești un asemenea om, vei vedea că colegii se feresc de tine. Vezi că pleacă toți la masă, la meniul zilei și tu rămâi în urmă. Pentru că totdeauna vorbești ce este drept. Că nu afirmi prostiile care ies din gura lor. Pentru că trâmbițezi dreptatea, pentru că vestești înțelepciunea. Asemenea, oameni sunt greu de înghițit. Și nu au foarte mulți prieteni de obicei. 8. Nu numai că trebuie ca să ai cuvântul Domnului pe buzele tale, nu numai că trebuie să spui ce este drept, care este mult mai ușor, ci trebuie ca acest adevăr să fie într-adevăr în inima noastră. Psalmistul spune, legea Dumnezeului său este în inima lui și nu îi se clatină pașii. Adică el crede ceea ce spune, el face ceea ce spune. Când ajunge la momentul crucial în care trebuie să ia o decizie grea, el face ce este drept pentru că în inima lui este acea convingere și nu se clatină. Omul care nu mai are teorii, când e pus la încercare, face rabat. Repede. În experiența mea, toți oamenii au un preț. Unii mai puțin, alții mai mult. Credinciosul nu are un preț cu care poate fi compromis. Neprihănitul nu poate fi cumpărat. Nu poate fi amenințat. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu și credința lui în Dumnezeu este mai valoroasă decât propria viață. N-ai ce să-i faci. Asemenea oameni sunt extrem de periculoși. N-ai ce să-i faci ca să-l faci să facă rabat, să dea înapoi. Ce să faci? Să-l omori? Este o bucurie pentru el. Să mori, zice Pavel, este câștig. Știți de ce creștinul s-a răspândit așa de fantastic în primele secole? Pentru că erau asemenea oameni. Racolați și pus cu fiarele în amfiteatru și ei cântau de bucurie. Pe ce le mai poți face? Vreți să știți de ce islamismul astăzi crește mai mult decât alte religii? Pentru că deși au o credință falsă, pentru ei este adevărată. Ei sunt dispuși să moară pentru credința lor. Tu ești dispus să trăiești pentru ea. Ei sunt dispuși să explodeze pentru Allah. Tu ești dispus să trăiești o viață ca și un om neprihănit. Te va costa. Prieteni, bani, bucurii pământești, va fi un preț. Nouă. Trebuie să perseverăm. Trebuie să ne dăjduim în Domnul Dumnezeul nostru și să păzim cu orice preț calea Lui. Psalmistul spune, nădăjduiește în Domnul și păzește calea Lui, pentru că atunci El ne va izbăvi. Nu trebuie, pentru niciun motiv și în fața oricărui greutăți, să recurgem din nou la o viață trăită ca și cei răi. Și trebuie să păzim calea, să nădăjduim în El și să așteptăm. Poate o zi, poate un an, poate o viață până când vom închide ochii pentru ultima dată, dar dacă păzim calea Lui și nădăjduim în Dumnezeu, așteptarea noastră nu va fi în zadar. Și rezultatul va fi sigur. Moștenirea noastră este asigurată prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că, creștine, nu ai niciun motiv, ci nu ai nicio scuză să nu fii într-adevăr un om neprihănit. Un om care trăiește după principiile lui Dumnezeu. Un om care se încrede că Dumnezeu nu-l minte. Și dacă spune că în final este mai bine să fii neprihănit, vă garantez în lumina cuvântului că așa este. Și îmi doresc ca fiecare dintre noi să fim într-adevăr asemenea oameni.
Oameni care își pun nădejdea și credința în Dumnezeu și în nimic altceva. Amin.